Ține de Pietru, contra, hai că... Mai bine o propunere, ca să fie... Da. Am o propunere, pentru nu... Gurău. Unde? Domn Gurău. Ce? Ce ședință. Dar e bine. Nu, lasă... Hai, cine este pe domnul Gurău? Antrenor și cum ai experiență. Pe domnul Gurău, hai da. Gurău, hai cu sus. Nu. Eu mă abțin și refuz pentru că eu sunt începător și las pe ăștia pe experiență. De ce? Haide, credim. Acum pe domnul Brăneanu, ce e de pe el? Fără glumii de genul ăsta. Că nu e o glumă, domnule. Nu. Eu ne poftim. Nu mai fiți. Haide, credim. E altă problemă. Hai, vă mulțumesc pentru orice. Hai să pornim repede, că am plic la voie și în barcă. Hai să nu. Unde de zău știți care este? Este vorba despre abuzarea populației pe prăzăriere cu combustibil, alimente. Este vorba de scade de buget pentru școală. Vă vezi ceva? Și mai avem, să supunem la introducere pe ordinea de zi, tot pentru școală. Știți cum a fost și anul trecut? Deci doar a doi reprezentanți în Consiliul de Administrație. Da. O să faceți voi propuneri și mai ales puneți la vot. Eu am lăsat loc acolo, practic, da? Ce de acolo cu dragoste, dacă propunerea aveți, da, da. Cine este pentru? Contra, abțineri? Păi, atunci suntem în bătălia o lege. Hai să vă fac o prezentare, pe să punem, zic eu, sobară pentru abuzarea cu lemn. Eu vă spun că, mai bine, când am făcut raportul ăsta, nu aveam situația de la un polul silnic. Văd că, deși, în urma sezerilor care am făcut noi la Bacău și la Ocolul Sărbic aici, au făcut marcarea acum pe un pădurare ca să facă distribuire la lemne. Are băiecul ăsta Gabi de la Cornățel acum, dar eu poziție și zic că toată lucrul lui e o poziție foarte proastă. Are 100 de metri cub de lemne, cu partea pe Anghirești. S-a marcat în dealul mare acum și am înțeles că a avut 160 de metri cub. A dat drumul la parciera de la Carcuș, la dealul la Gurdea. Are 120 de metri cub. De drumul Emir acum a făcut o marcare de 150 de metri cub și am înțeles de drumul 6 atonor pentru 100 de metri cub. Dacă se pleacă cu astea, zic, populația pentru perioada de iarnă va fi aprobată cu lemne. Referitor la produsele de la consum, zic că magazinele din comună își desfășoară activitatea, zic, cu bună venerii. Este și o, zic eu, o concurență loială între magazinii peste mie, acum care se concurează cu prețuri foarte mici, cu baturi de calitate. Școlile sunt apuzate cu lemne în proporție de 90% la Unighești. Rămâne ca parcurs să-și facă restul de apuzare. Primăria, suntem cam în proporție de 45%, 60%. Săptămâna viitoare facem alimentarea cu lemne pentru primărie, pentru sezonul rece. În concluzie, cam ăsta ar fi, cu apa. Dar serviciul de apă potabilă la ora actuală să face față cu apa. Nu mai este consumul ăla din vară, care era hotic și se pierdea foarte mult apă. Rugămintea mea care ar fi pentru dumneavoastră și vă rugăm, care insistă treaba asta, sunt foarte mulți oameni care nu și-au oprit apă. Eu, în săptămâna viitoare, trec la o campanie de dezvasare la apă. Am pe Zobozia vreo 10 inși. Am pe la urechezul 10, Cornățel la fel, și au sublimat de bani și suntem nevoiți să facem treaba asta. Cu alimentarea cu energie electrică la nivel de localitate, pot să spun că momentan și în vara aceasta, probleme de uțimită n-a fost. Am făcut zilele astea locuirea piecurilor arse de toată comuna. Cred că ceasul e cam târziu, 8:30, am făcut o leacă băi jos. Vii la 7:30, să aprinde luminile, după că noaptea s-a mărit să fie bună, pe care viitoare facă pe asta. Cam ăsta ar fi în concluzie pentru vizionatul de iară. De voastră, în cuvânt de voastră, poate aveți propuneri pe lângă astea, sau poate aveți critici, nu mă supără treaba asta, de să-i îndreptăm. Dar, referitor la, asta e pe amândouă, la referat de buget, am văzut bani de 17.000 de lei, sunt pentru școală toți banii, cheltuiel tot la școală, e multe, pot să vă spun, banii lor, pe partezare de către
Consiliul Județean și Constanța. Cam asta ar fi. Eu vă propun să vă achiz la cuvânt în discuții și să... Cine rupi? Să nu uităm și de modificarea ordinii de zi cu... Da, și modificarea ordinii de zi cu aia doi care sunt într-o... Ca să epuizăm da. Ordinea și eventual ne-a scăpat să aprobăm și proiectele ăsta, procesele verbale. Da. Hai să vedem, hai să luăm să vedem tot ce e. Și la vedere în față, da? Aveți cumva ceva modificări să vedem tot? Am rezolvat modificările. Da? Da. Puteți fi într-o? Da. Abține chiar contrarul. Gata, vă mulțumesc. Hai să avem discuția materială, vă rog care vă. Domnul Dragă, domnul Tocală. Are și 1400 în raport de dimensiunea lenului. Deci la 180, dar v-am spus. La 180 de diametru, în sus e 260. Da, 260. Deci scump, e foarte scump, e foarte scump. Metru, va fi pentru oamenii care sunt lenul. Și la metru cu lenul. Lenul de, lenul de carpă, de carpă, este mai ieftin. E vorba de minimul 230.000 metru cub. La fac nu știu, ca să spun de treabă, că e diferența între viețele de ele. Nu am avut de un seriu. Păi o să nu avea pe lucrătorii, că am văzut stabilare la o folosetie. Păi că tot în jur de 2.300.000 de mult poate fi de mult impact. Bun, întrebarea se duce... Dar stiașa nu-i foarte scurt. Ați ceva lucru? E cu stiațe. Doamna Giri? Se duce omul în pădure, cum e procedura? Procedura. La cartuș mi se pare că trage lemnul ei și se duce de la 20 în sus, se duce pe 2.600.000. Sub 20 de centimetri grosimi, se duce la 1.300.000, 1.600.000, 1.400.000, că asta e vorba cu Viorel, și la ăștia, la gabele ăștia, să-l pune că face răritură din păduri. Nu-ți dă mai mult, că el spune de aici, din 6 frați, tai 2, rămâne 2, tot lemnul e marcat. Nu pleacă lemnul e marcat din păduri. Nea Vasile, deci întrebarea ca formulare, adică omul se duce în rampă și ia lemn? Nu, la toată lumea, nu la toată lumea. Se duce în păduri, nu la toți pădurile. Nu la toți pădurile. Rampă e la cartuș și acolo sus, oamenii cu căruța n-are și căuta. N-are și căuta. Este foarte rău, este în pericoare, foarte înreușire, dacă ai un 4, o tabel 4x4, poți să te duci acolo. Deci am văzut ieri, de pe el, dar am văzut băieții ăștia lui Maria, de la Vecchia, cu băieții lui Hozăt, cu Victor, s-a zis cu tractoarele acolo, le-a spus, în cartea n-a fost 15 metri, e departe, foarte rău. Am fost în drumul ăla, vreo jumătate, el nu poate să vedea, păi, el mare, e prăpăstii, eu acolo, mă, poate să fie el de-a via, spune-te. Ce voiam să... E un risc foarte mare. Dar, în schimb, ce văd eu, îi spune că îl trage tot în rapă. Cine-l trage? Pădurarul? Nu, adică pădurarul cu tractoare, ăsta care sunt de acolo. Deci, ăștia s-au fiu cu ei, ăsta care este. Acum de aprovizionarea populației, dar nu toată populația are posibilitate. Deci, își dorește, are posibilitate să ajungă sau să aibă acces. Vă spun o treabă, la din porți lucrăiești, la acolo Sârbic, au lemn de porți acolo la ei. Că faci o cerere, că de șoful de acolo, șoful de acolo e o aprobă, până la 5 metri cubi de familie,
Deale, poate de alevi de acolo. Deci la brigada distanță. Au acolo ceva, e o depozit de revii. Și metru tot la fel, la 2000 de jumătate. Dar cât e metru cub, nu știu. Ca să vă miciură că... Adică noi particulari, eu acolo silvic de stat. Da, de stat, da. Eu vă spun și este în comun, mai referim la realitate, că eu trăiesc în oameni ăștia. Cam zic că o jumătate populare s-a dus, s-a luat de mine, mă zic de la băieții ăsta lăbat ei. De la băieții ăsta, da, particular, de la băieții ăsta lăbat. Da, nu, care pe Corzăl, am văzut că acolo de, încă să mă duc. Am lăsat eu, că nu sunt de mine, prin zona lor de acolo. Adică așa mai fi pe zăpuri și ne gândim pentru oamenii ăștia care sunt neputincioși. Am zis că prima dată gătăm o modalitate cu o postă de săptămâna viitoare. Pe doar că duc delegația acum în 3 zile. Și se găsăm o modalitate, zic eu cum găsăm când ăștia o scriteam, poate pe zăpuri mori, că eu aveam vreo 10 oameni de ăștia care s-a tot să facă. E vorba de Rauișiugă, dacă o rățel, bătrânul ăla care fiecare o ajută în lui, dacă nu are casă de frică. Da, da. Băi, baba aia o șaicară, după aceea tatăl meu, care toară pe vierii, zice, face cu astea. Am pachetele astea care am făcut acum redistribuiri la pachetele de alimente. Mă îmbunășește, dacă dau pachetele și ele acolo, au copiii ăia acolo, de coțe aia, că acum și rupte, ceva care pe mine mă îmbunășește acolo. La șaicară, vă, da. Eu zic, am două pachete, duc acolo, acolo, îi dau acolo. Și baba de vierii, și ceva care pe mine rupte. Asta mi-a făcut pentru ea, pentru perioada de iarnă, să găsesc o vădăză, pentru că știu, cărăsul două de lemne, duc acolo în zona aia. Dar m-am găsit. Adică am văzut oameni de ăștia foarte mulți, care sunt, nu mulți, 7-80 sunt. Favorez asta, sper că, ca în fiecare an, să găsesc o pârghie pentru alt dar și comosită. Să nu-i băgăm în iarnă. În fiecare iarnă, cam au uitat în iarnă oamenii ăștia cu lemne. Să le dăm lemne acolo, fi soare sus. Nu, eu să știi că da, eu m-am ocupat de păi omul ăsta de la Cornățel permanent. Mă știam cu mașina, cu paconierul, mă băgeam cu mașina, chiar un porbagă, ziceam. Da, un porbagă de ceva ca să umplu, la 3-4 ori. Am tot ziua, poate fi din voi. Mă fost baba aia care a murit în față, un blondat, la fel, i-am dus permanent de lemni. Acum eu mai spun o treabă și cinstită, mai sunt oamenii de ăștia care sunt prea să gătea, putruși. Fiindcă dacă ați o om cu ziua acum, nu că nu știu. La bar, la primă, la bar, e bine. Sârlea. Și aici e acolo, deci lucrurile lor, e bine. Adică nu vor ea. Dacă ne axăm exact pe oamenii ăștia în vârstă. Păi de bine. Am o problemă. Mergem în comună pentru debranșare. Da, de tot acolo. Să meargă poliția cu oamenii. Nu vine poliția, că dacă o trimiți pe doi la singură. Locală, am poliție locală, am poliție mii, așa. 4 oameni la 4-16, nici nu trebuie pe baserică, am făcut e bro. Când la poasta lui, am trebuit să ocup pe poasta, îi tai seama de acolo, i-a pus top, am plecat până ziua. Dacă, până dacă el... Așa are dublie sumă. Altă exemplu, îl zic, pentru copilul. Asta e exemplu de rădare. La serie, am oameni care chiar mă sfidează. Este un valut pe chirii, de las o gozei pe colț acolo, și nu dau. La fășor să faci de branșat, mă scuzați, să faci de branșat, poate să faci aproape de cămini, că mai sunt niște bucli făcute. Între cămini, nu? De branșarea... Păi mi-a zis dacă era conductile în jur. Și atunci să merge. De branșarea să vină și buclile alea. Mai pasurile. Că vin să faci? Se au în jur de branșare, îi spune acolo. Aici uite, mai altă parte nu. O la fel bine, se vine înapoi, pădeați în față, de branșare înapoi. Puteți să ne dați nouă listă cu răi platnici din zlocoție? Da, eu. Dați-mi din zlocoție. Aia e cu doilea jos. Când pleca la doilea, vă dă lista. E mai bine așa, adică totuși... E o credere pe care din branșarea de luni dispune de fapt somații. Dispun, somații s-au trimis, nu? Păi acum, la fără că 20 și ora. E prima dată, cum s-a văzut. Dar acum trebuie la fapte, nu pot să vei că văd oare. Fiindcă am de acoperit niște... cum să fiu, niște bietre cu de apă, să trebuie să-i acopi că nu cad până pe balanț. Deci e o bază chirială. Eu cum e chirială, scop pe aia, din pământ aici, au eu pe cartă aici, pe aia de martie. Acum, dacă ar fi acces în unde a reamenajat contorul și în amonte de contor se debranșează și să, mă rog, îi pui un de la... Și se pune blind. Un blind de la. Hai-ți vă două treabă. Nu, nu știu cum de om acolo are. Să-ți dau o treabă, ție, că trebuie nu știu. Eu spui de ani de ani, am la Cornățel, lângă doamna Legeta.
Ce se stă de la jeta? E pasajer. Este un cetățean, nu-și pot cheamă la masă. Niciodată nu deschide poarta. Niciodată nu deschide poarta. Păi dacă de 3 ani de zile are apă bagată și era văzut un leu la el, dacă mă duc acum să mă rog de el să intră la familie, nu s-au stâmpit. Ok, un drum, îi scot apă și mă caută pe mine. Da, da, da. Ce-mi treaba asta? Am văzut din poarta. Mai ceva, domnul Vasile? Domnul Vasile. Am terminat eu. Ai terminat. Domnul Pesecat. Da, mulțumesc. Dumneavoastră a spus că s-au adus niște adăugiri, niște majorări a metrilor în cantitate. La care metri cubi. Da. Le-a spus dumneavoastră verbal sau avem și notat? Nu, eu am fost, astea a fost după asta. Da, avem de la... Eu am fost după asta, promis că s-a la fiecare în parte, cu cea cu ieșință de astăzi. Și am aflat de materialul. Ieri a fost treaba asta, nu l-am dat. Ieri am spus treaba asta, verificat. La dialog mare, sigur că se marcă, dar cred că dialog mare o să fie mai mult. Și este tot dialogul ăla, tot plaiul e uscat. Îi spune cum am marcat și e uscat. Eu zic că dialogul mare e vorba de mult. Dar e gros, să fie mai scurt. Iar la aprovizionarea populației pentru perioada de iarnă, constă doar că populația merge să achiziționeze lemne din păduri sau din rampă, cum s-a discutat? Sau este vorba și de acei bani? Pentru păi la banii pentru lemne, că v-a dat, pentru că v-a dat pentru guvernul, că v-a dat. Deci nu, deci se referi, vă referiți doar la... Aia, aia se referi la fiecare, pentru lucrația favorizată, da. Așa, și dacă ați fost în zona aia, acolo, în Cadochii sau la... pentru lemne, pentru primării, știți că am discutat într-o ședință, nu știu, penultima sau ultima, să aduc niște lemne, construcții pentru clădirea aia. Tu, n-am reușit să vă vorbesc, n-am reușit. Am ajuns pe Zăpăi, am ajutat băiețul la fața la Vișana Corăția. Are vreo, zic eu, 50 de metri cu de brad, dar la fața lui. Am zis că i-am văzut un bun anul ăsta. Ce am zis eu? Apoi? Un anul, el de trăia să-l vânea, el mi-a zis mie, bă, treaba, nu l-am găsit băiețul bun anul, că pot apela la el, zic că primul pentru... Am discutat, am fost de acord toți. Dar vezi că tu, Vasilică, eu am o pârghie, s-o pun spune din patronul ăla de Spanie, spune un răbăi demn în coasă. Nu am. Vedeți, mă întâlnesc cu ușor, să fie el la înțelegător, să spune, băi, dau și eu 10 gris pentru făcut ce am făcut. Cabina aia pentru răbăiști. Operiști. Exact, dacă am doi aia, îi cumpăr eu o coperiță, nu mă trebuie. Ok, e păcat, pentru că dacă vine iarna în gheață, gelul, se pune gheața în centura aia... Da, aduc săptămâna viitoare, chiar dacă zici și nu, am zis că eu mă duc și căluta față de 16, chiar aici să spun care e acolo, nu zic care e. Nu care e, capul de pol, capul de pol. După aia, dacă aduci în lemne, poate că sunt și finanțare sau... la orificare, niște bani, să punem și, să terminăm și lucrarea. Deci, numai lemnele se aduce. Am vrut cu băiatul jumătate, undeva. Am vrut cu băiatul jumătate, am făcut gestorii, ia? Am văzut scândurile aici, eu la mine, în bagazii, nu am suficient, dar am văzut în o parte de ea. Mă cumpără și scândurile de elevatul de poze de lemne și mi-am găsit, asta e bună. Le fac cu 46. Și mie nu mai trebuie, trebuie... Fac 20 la 46, fac uite. Teritoarea și... Da. Ca nu coste bani, îi pui coste. Da, la stadionul, la Corăzău, da. E chiar pe locul 2 acum, este locul, văd că am lucrat cu CSB ultima dată. Locul 1 se trebuie. S-a făcut 1-1. Uite un locul bun. Adică nu l-a venit acum așa treaba asta. Când joacă, fost cheaua mai are. Tu mi-a întrebat altă curăfiesc, pe un loc ocupă, cu așa este bun. Oricum ați zis cheaua. Iar dacă dumneavoastră... Ai nimic treacă? Da, acum, dumneavoastră a spus că... O să trecem în perioada imediat următoare la debranșarea râilor da, la apa potabilă. Obligat. Domnul Porumb, deci asta a spus că săpați, blocați. Exact. Ce a spus domnul Porumb, stau și mă gândesc că majoritatea au cămini de apă în curte. Nu, mă gândesc. Dacă cumva, după aia, iar îi defranșați înainte, în amonte. Așa. În amonte de... Da. Și nu cred că se duce, el n-are el curaj să intre în camin. Eu zic altceva. Eu cunosc situația, unde ești. Eu nu pot să intru cu de oameni. Dacă umblați pe magistrat... Sunt oameni care sunt brașați sigurii. Anentea cu contul meu. Am o informație. Asta e altceva. Și acum îl prind o mișcări. Te-ai zis jos pe voz de aia și că vine la mine. Da, da, bypass-ul ăla, bucla aia, nu-i făcută imediat la magistrală. E aproape de cămin. Eu am o locat păi. Dar acum o divizie, dacă vinci bani la mine, îi tai de curaj și vinci, facă brașare, spui, hai sapă, văd și eu, de acolo. Și dacă îi stau cu el, când sapă el, îi spui, ia să-și cu ea, ca să dau o plătitură astăzi, să-și cu ea. E vorba de recepția lucrărilor ascunse.
Când s-a făcut branșarea? Ai, s-a făcut după. Tu ai impresia, Iorica, tu ai impresia că avem tot apă aici, pe hidran, de pe că eu nu știu. Păi când... Am găsit că am uiți odată. Și când depistăm și când trecem la fapte. La fapte și cum s-a putut, tai. Doar mai înainte, la ședința trecută. Adică dumneavoastră spuneți că vă aduceți cu oamenii de la... Poliția locală? Nu, poliția locală, nu poliția. A, 416. 416. Să fac, păi... Ca să se facă, știți că s-a încercat, adică câți, cu ce sapă oamenii aia manual, vă duceți manual să sapă. Și cât timp îi trebuie și cum sapă. Cu două ore. Da, nu. Depinde. O să riști. A două ore cu patru oameni, că vă duceți, fac 45 de ore. Cum? La tăiat și pune două. Păi, dacă două ore, care vă duceți? Ce cu căsiția? Azi era căsiția. Tu ești unul care... Nu mă duc cu ei cu treaba asta, cum fac? Nu, mai eu. Îți promit eu că toți care nu au plătit de comisiune. Problema e că e o muncă. Și am și ultima întrebare. A doua oară, că vine să facă rebranșarea, îmi plătește 1,5 milioane iar rebranșarea. Și un lucru ca și eu acoperi. 5 milioane? Rebranșarea ar trebui discutată. Deci, e normal. Deci, fiind un act de indisciplină, ar trebui mult mai mult decât de 1,5 milioane. Pentru că... Te duci cu 4 oameni și săpi o zi, cheltui 2 milioane cu oamenii aia, zic, nu? Bani vechi, dacă discutăm cu bani vechi. Și eu am avut mult, i-am dat în rată, i-am achitat, am avut 17 milioane. Deci i-am achitat, dar sunt care au sumii de astea, aveți dreptate, așa este. Și cu 23 de milioane, băi. O vezi? Cu 23 de milioane în apă. Dumneavoastră? Băi, vă dau o treabă, e cu zi, i-am dat de 20 ori, de rușire, de ce îți spui acum? Trebuie imers în fața lui. Îl gâde toată ziua. Stai și îl pieți în șala aia, că acum gata, au trecut alegerile. Lasă că vin parlamentare. Te-ai dus la el și i-ai spus, uite, prietene, asta și asta. Nu te-am debranșat. Dacă e să faci ceva să-ți... Că ați văzut că ni trebuie, ba, nu sunt pompi de apă, nu sunt... Trebuie de nisipare, trebuie intervenții. Cu ce? E foarte simplu. Reprezentantul de la apă cu doi, cu poliția locală, cu omul irecalcitant. Poate. Și trece la... Așa. Eu nu știi că eu ta, îi spun eu. Îți promit eu că ea trebuie în cazul de apa. Apa trebuie să săp și nu-i așa. Ei nu știi. Te-ai urcat pe stâmp și ai tăiat după... Bine, e corect. Păi ce să fac? Dacă nu lasă, luați măsura asta... Nu vreau ce poți să mă spun și eu. Așa, și ultima întrebare și am terminat. S-a montat o antenă de televiziune sau de... Ce antenă e aia, domnul? O lipidial acolo? Da. Deci, nu, dar deci antena ci Digi TV facă acolo. Digi sau RDS? RDS. A, păi ori Digi, ori RDS. Așa e, RDS. Și ai de pe televiziune. Și de ce ați zis dumneavoastră că e pe terenul lui... Eu n-am întrebat pe ce teren. Eu n-am întrebat pe ce teren. Am întrebat la venit o firmă și a montat o antenă. Pe rază comunii Urechești. N-am întrebat pe cui teren. Știu că e pe terenul lui Mihăiță Ion... Știrvăț Ion Mihăiță, cum cheamă așa, se percepe o taxă ceva? Da, 100 de euro pe an. Și energie electrică? Lua de taxă de la Antor, se gata. E la 380 sau la 220? 220. Da, o întrebare, deci... Da, a venit pe teritoriul comunii, noi să știm și noi, uite asta, dar tot trebuie să știm. Orice lucrare pe asta se vine la primărie. Deci trebuia să ceară acceptul, chiar dacă pune pe proprietate. Da, eu vreau acceptul. Acceptul voi. Acceptul proprietarul. Nu, se face, așa se face diversul. Deci trebuia... Chiar vreau să știți un caz, dar știu așa. Asta a trecut, asta a fost la diversul. A trecut, da, asta. Noi... Da, mulțumesc. Da, s-ați luat în discuții din nou problema iluminatului public. Hai să o luăm un pic mai serios și să rezolvăm problema. De exemplu, știm bine despre ce este vorba. Ei, au fost puse la punct în felul în care a fost. Dar trebuie la postul de la Cornățel, trebuie schimbat echipamentul. Pentru că nu mai funcționează. De exemplu, acum nu mai este lumină în Cornățel de pe postul de la, mă refer pe postul de la transformator, de două zile. Ei, este noapte, oamenii sunt așa cum sunt, deci fiecare... vrea ca să aibă cât își de cât și pe timpul nopții. Acolo nu arde? Nu arde. Nu. De aia am spus, acolo trebuie schimbat echipamentul. Nu mai este bun. Era un contactor care făcea un zgomot de scoate afară din casă. Deci ăla este ars. Chiar dacă se duce și îl mai curăță, nu este de lungă durată.
hai să facem ceva care să fie iluminat. Eu am legătura da. Cu fierba respectivă și duc să știi tot acolo. Așa, asta ar fi o problemă. Ceasurile de pornit, oprit. Așa. Hai să încercăm să facem un efort să luăm celule. Domnule, a venit lumina zilei, astăzi lumina. Am avut acum 3 ani sau 4 ani celule. Este undeva? Când apărea afară nori, în fermara, și apindeau piepturi. Era ora 2 și cu piepturi mele arșeau de astăzi. Adică este în dezavantaj. Da, ei, mă, dar programatorul este mai bun, mai sigur. Mai sigur, da, dar am văzut. Asta este o mai că reglat. Da, da, reglat. Da, da, noi trebuie să căutăm ceea ce este mai convenabil. Exact. Și să fie și de calitate. Da, e. Deci ce mai e încă problema aia cu drumul ăla acolo? Trecerea a început cu... Era podul acolo. Hai să-ți spun... Nu mă opric, nu mă opric, dacă îmi dați... E un proiect făcut de privat. Da. N-am avut bani. Și în ziua, dacă nu ai bani... Știți că și plecarea privată, acum este plecarea tot pe zi. Eu, de-o, poate mi-a gândit să fac rezultă pe răzie. Și sunt fiind convins că și eu sunt acolo să fac treaba acolo, de la mod, de la viață, până la podul ăla de răzia. Trebuie făcut neapărat acolo, betonat acolo. Trebuie neapărat. E lucru care este esențial acolo, știu. Dar adică... cel puțin, până în momentul când vom avea bani suficienți ca să facă lucru, un lucru ca lumea, hai să punem, domnule, niște beton, în momentul când vine apa de la deal, să nu mai rupă ca să se distrugă acolo zona aia, trecerea. Ați promit că în luni, îți dau un trefor, adică să am doi de capturi. Asta e de un plăcut. Da, e bine. O plăge se că se poate face. E foarte simplu. Două plate de buzău. Aici am vrut să ajung. Da? Deci cu băieții de la 416 se poate așa. Am fost de oameni. O betoniere, două și am făcut băfere de chiar la buzău. Nu trebuie. Dar uitam o repede că am noi să vedem exact cum facem. Da? Da. Bine, vă mulțumesc înțeleg. Da, trebuie să vă mulțumesc. Așa, domnul doi. Legătură cu aprovizionarea de lemn, mi-aș fi dorit să fie domnul brigadier aici totuși să discutăm. E o problemă veche, care cetățenii învechești trebuie să aibă prioritate la lemn întâi și pe urmă alte persoane din alte localități. Așa sunt și eu, la fel sunt și eu. Bine, mă știe și vă preferim. Da, la fel, așa. Dar nu mi-aș dori ca un cetățean învechești să meargă și să rămâne. Nu pot, nu am marcat acum, vii săptămâna care vine, nu așa. După ce își fac istocul și trag de la locuri bune și... Știți cum să... De asta le-a și oprit la pădurar să mai dea. Acum le-a pus, le-a dat bonier de nou să-și facă treaba. Ar fi, așa ar fi corect, să ia întâi la ea după raza comunului Chești, apoi poate să dea la cine vrea, nu-l oprește nimeni. Nu. Că e aprovizionarea comunului. Eu îți promit astăzi, ubei, astăzi, îl cheau pe brigadierul. Exact hotărârea Consiliului Local. Și chiar un loc. Să-mi dea și mie o listă de aia care beneficia de lemne din pădure, din 100 metri cu acolo. 100 metri cu acolo. Să fii ce trebuie, să fii, da. Să-mi fost Andrei acolo. Să-mi de acord cu tine. Îți promit, ai cuvântul meu, eu îl bat pe acasă. Ne zbatem, facem asta, facem demersuri. Îi aprobăm de la o căl să le dea, să le facă mărcături pentru raza comunului Chești. Și ei totuși lemne merg în alte județe. Practic, noi încălcăm ce scrie aici. Deci pentru pregătirea populației noastre, astăzi, în sezonul recii. Dacă ei nu sunt la parte. Și ca de persoane ar putea să ducă la privat. Sunt aici pe zona privatului foarte mult și nu-i opresc linia. La privat nu dă o comună. Da, asta e treaba lor, e la privat. Dar noi am obținut aprobarea acum să marcheze pentru oameni din... Asta mi-aș fi dorit. Să oricare să ducă acolo și au cărnicior. Cât poate el să-și pune acolo. Câți bani are, pentru câți bani are. Pentru că... Plătești chirica omului, nu-i problema noastră. Domnule, da, dacă plătești chirica, asta întrebam. Dar nu-i problema noastră. Dar nu-i problema noastră. Dar nu-i problema noastră. Și mai am... Duce la vecinul la... Mai am o problemă, deci în legătură cu apa. Mi-aș fi dorit ca să fie apelul. Nu zice nimeni și eu. Știu că sunt oameni care sfidează, zice că dau bani și nu-ți dau și nu știu ce, eu vă cred. Dar ca să fim noi acoperiți, facem o științare întâi, îl punem să semneze și apoi mergem și tăiem apa. Nu putem să intrăm abuziv la orice. Îi dăm o somație omului, îl punem să semneze.
Păi, somații, păi, pericul... Păi, eu nu știu... Să nu generalizăm. Să nu, nu chiar la toți. Adică să nu facem de acum haos, hai să mergem să tăiem la care domnul. Eu înțeleg, uite, e posibil, uite, maică-mea mi-a spus, că eu ți-o mai plătit apa. Eu am uitat să-i plătesc apă lui maică. Merg acum, o fi bilis, chiar ea nu consumă, are două pompe. Dar i-a pus apă, eu știu că el poate consumă de la ea. Și duce vecinul la ea? Da, și chiar îți spune, mă, să văd dacă ai chita. Hai, tu, Andrei, ai uitat-o o lună, două. Nu s-a spus o primă. N-alte etapă la oricare, apă etapă o lună, două, trei. Nici nu trebuie să ne bată, nici patru, nici patru. Știu la ce lucru. Dar dacă ai apă tot 2 ani, nu-i și-l acceptă. Nu-i și-l acceptă, puteți să vezi pe teorie. Administratul o să fiu. Nu-i și-l acceptă, nu vreau. Dacă de adică de 2 ani, trebuie să-i trebuie să-i scapă. Asta da, ăla da, care e. Adică eu spun și-a treabă, nu dau treabă, țigau, nu-i puțin. Dacă nu i-a zis de rușinii mie, îți zic. Și el o omoară, și el taie. Eu zic, eu nu-l omoară pe nimeni, ia și-i tai apa. Și i-a zis apă și-l deală. Și are apă și-l tumă. A dus apa la creșt, i-a dus apa 300 de metri la deal, i-a băgat frumos și el a cumpărat pe zicură, nu vreau să dau. Domnul Vici, dacă îmi permiteți, numai un pic, hai să nu fim atât de brutali în cer. Adică cum îți dați? Numai un picuț, dați-mi voie. Îți dați ea, vine locul eu cu două zile. De pe așa și oameni și apa. Îmi dați voie să vă vezi? Deci, spune așa, în primul rând, omul trebuie să îi se trimite un comunicat, să aibă o somație, cu cât îi se dă termen, după care, după ce nu s-a încadrat, după ce nu s-a încadrat... Să vă rog o piesă de păzică. Da. Cât de somație trebuie la oameni care la baie? Ce s-a? La oameni care au primit apă. Cât s-au primit somații? Toți. Toți. Au fost toți anunțați domnul Gorău. Hai nu vorbim pe de la pe de margine. Toți știu. Domnul Gorău. Nu, nu, am zis să... M-am chemat fata care spune de apă, îți un răspuns. Fă să-mi mai plăcuim lucrurile de apă. Îmi place eu o bravă geală. Fata mea a primit somații toți. A primit somații, tai apa. Bună ziua. Gata, să nu vă plăti. Mai mult ca să vă plăti. Ce? Tragi, timp 15 după zi. Da. Felicitit, am fost eu. Doina. Deci am umblat în sală, a venit unul să plătească. Nu te-ai toți. Nu te-ai toți, e mult. Dar te-ai înțeles după zi, ea 3 ești, 4 ești care-ți vechi. Și dacă te-ai 3, 4, vii și ala. Nu ți-e bună să mă acum ai după zi, ești și fișă. Îl bătă-i scarci, eu care-i mult. Dar aia care știu eu că cum ești al lui Pitinica. Aia aleg pe aia aici. După vechime. Pitinica, nu aleg să ridică. Nu, ci că am 3 din 15. Tai la 3 din 15, dar dacă se ia 3 din 15. Nu, 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 poți să-mi dai lista? Da. Acum? Da. Deci, eu am solicitat lista, să văd și eu lista și cu sumele. Da. Vorbim un lucru care suntem în joc. Putem. Am nevoie o pompă de apă la satul nou, rezervă din Pogrești. Și câte una? În jur de 60 de milioane. Hai să vă spun treaba. Am nevoie pe zăpâne pentru clorare, am nevoie de clor. 60 de milioane bani vechi, 6.000. Da, asta sunt căsuri. Am nevoie de clorare pentru clor. Am pentru... sistemul de clorurare a apei, îți face așa să vă vine Buzeu și o face verificarea lor. Așa, costă toată bani, nu vine, poate să facă fără bani. Uite, întâi am făcut acum ultravioletele, am până la data din 1 noiembrie, deci primul mi-a pus mâna la gât. Dacă n-aveți de pus ultravioletele, vă închid apa. Cât costă, nu știu, am găsat la acolo 7 firme, am găsit firme. Am dat aparatură, dar nu eu pun la punctii. Eu pot fi într-acolo, că e sistem electric, este mai complicat acolo. Și am găsit acolo un specialist undeva pe la Amărești și a rămas să vină încoace. Pentru că a rămas și aveți, să vă 3-4 zile să vină încoace. Adică trebuie să ne pune în situația la punct. Adică ce trebuie pus la punct de specialistul ăsta? Păi nu-l pot vota eu. Votajul este vorba pe calculator, este vorba foarte ingenios de făcut acolo. Calculează la cât apă consumă pe bazin, cât iese pe aia, nu să-l pune, eu să-l pune acolo sau până. Dar trebuie în cea electrică plătită. Ce iese apa? Dar trebuie apa plătită la apii române. Adică să nu zic eu, e foarte bine. Să la băieță care la apii. Adică nu pot să iei bugetul o casă, plătesc de mult. Vine punte de cruz, pentru că nu știu, e bună, cam? Și după asta am plătit acolo de cruz. Se va recupera toți banii de la repeluși. Am până la 1 noiembrie. Acum, o să dacă vorbim pe bază, nu știu. Ora, vine, că vine în coajul, vine în putemia. Ca să vine în putemia, nu vreau.
Poate fi un ședin de școală, vă spun. Deci, debitul ăsta... O ședin de școală, fiindcă noi dăm la școală fără bani, fără bani. Curtea de cont, astfel de gură, vedeți cum recuperați banii. Ăștia la școală n-au banii, o să că căutării de consiliu local, în care nu se poate căzea acolo, eu vă de asta. N-au bani, școlii n-au bani. Păi de bani cu țărita, așa vreți bine de știu. La biserici? Dar să dea bani de lumină, bani de apă, bani... Dar la biserici? Dar la biserici apă și nu vedeți. La biserică, să vă spun treabă, pui eu pătește tot alu. Ăsta la albă eu pătește tot alu. Am avut o recuțică de treabă la Rogozina. La preotul ăsta, la dară. Ăsta, având în vedere că nu unde repară calculatoarele, el toate le face el, am vrut să-și spun că de triere. A fi un postul. La Cornățel? La Cornățel, la preotul la Cornățel, la deal acolo, și fiu și estirul. Nu. De ce vă... Dar a rămas că se discută în zilele astea cu el. Pentru că ei... Iau contoare. De ce pot taxă la Casa Pradicală, pentru apă? Da, la... Eu știu. Deci, deci e. Deci, casa practicală plătește bani. Dar ea mai multe, ea... Nu ne interesează, da, dacă ne plătește nouă, da, adică să nu punem noi din... Da, adică să nu punem, dacă ar trebui definitiv, adică. Dom'le, cheltuielile mari care sunt în școală, este consumul foarte mai larg, copiii ne mai lasă apă să meargă, și până bani seamă, vezi că din colofor s-a depinde de... Păi am auzit acum săptămâna să vă zic cuvântă, cu 200 mâini, uite, l-am scos cu o șase plașe. Sunt robinetele alea care a apăsat cu G... Temporizat. Iorică, Iorică. Aia care spui tu e foarte bună. Nu rezist. Dar e bună și unii. Dar e ceva care e civilizat mult. Copiii care vin la loc hârhie, să le uite, așa de urchie, așa acolo. A tras de ieși cu asta, că două bine și-o cuzea pe noi băgălea. E voie la bazinile astea, dar n-am ieși eu. E la piață, cu pomul, dă-că pomul. Și-o văd că cuzea pe pomul, ce vede, 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 v și până când vine Viorel, aia curge. Aia curge. Are un bilet acolo. Poate zic. Tu, Anaisa, hai să te apără. Copilul de care e poate, vine ca să ai 4 ani. Mă închide în vizionul ăla? Bă, te-i păcă, azi, bă, te-i păcă. Dar pe chipul lui, bunul mi are. Da, da, mai sunt și profesori care ar putea să verifice. Deci, prin Consiliul Local... Este și aici, este și aici un principiu, știi? Nu? Adică dascălul la clasele mici, cel puțin, presupun că ăla de clasa 6, 7, 8, poate să înțeleagă. Domnul Vinci, am doar o... Tot pe... Da. O ne-a zis ce avem asta. Aici la rectificarea de bugete. Da. Avem, deci, practic și aici, la cheltuieli de personal administrației, minus 6.000 de lei. Și cheltuieli de personal la apă, plus 6.000 de lei. Cine? Banii vin pe noi și noi dăm lor. Iar ei acolo sunt venituri. Venituri, da. 17.000 de lei. Ca și el la noi, e de pe cel doar prin consiliul local. Au un deficit, cum îi să luăm de la administrație, ca să-și poată plăti salarii. Asta e tot care am și iar ei la nivelul lor au contabil lor, aveți de voi. Păi după că voi... Că la administrație ducem la serviciu acea sumă care e inclus la administrație. Asta sus, dar la punctul 2, la articolul 2, asta spuneam. Da, da. Se referă la noi. Eu fie de personal administrație, 6.000 de lei. Se referă la noi, nu la școală. La noi. La noi. La noi. Păi asta, n-am întrebat de 7.000 la școală. Administrația locală. Deci, se ia de la administrație, de la personal administrație, 6.000 și de la... Personalul te las serviciu public de administrare, care e tot al administrației locale. Deci, ce intern? Și banii ăștia 6.000 de lei pentru ce sunt? Pentru salarii. Ca să poți să-și iau oamenii salarii, că nu vine nimeni pe ei. Da, dar nu. Deci, luăm de acolo, dăm de acolo. Dacă o fie aceea. Rectificare interne? Da. Că nu poți să lasă pe acolo bani. Te atrângi acolo. Nu e același buget aceeași, e bugetat separat? Serviciul de apă are un... Mai înainte, voi i-a mai făcut de, pe asociație. Iar noi ne-am gândit pe asociație până la urmă, dacă o să fac acum, nu am văzut. Da. O scăpăm și eu iau unul și îi punem în angă. Și i-a făcut trecut în buget fără bani de roata aia, știi? Acum am luat și am făcut și eliberat de buget. Nu e și o șmecherie, da? Aceeași verificare de spara de efectare. E aceeași curte, aceeași... Un serviciu, da? Sunt conturi separate. Și acum au rămas fără credit. E o mișcare contabilicească, să spunem așa. Deci, ca să-și poată să-și ia... Contabilicească. Păi, dar aveam, au venit pe... Din păcate, nu.
Ați depus la în continuare, nu? A, vine, dar vine cineva, că vine și persoane până acum. A venit ceva un inginer de la Oiești, de la lucra la, la RAPU. A fi pe ea, a lucrat undeva inginer chimist. Și a fost doctor administrație. La administrație, la contabilitate, a fi pe ea a fost Lucie, a fost pe care am vorbit de nu. Dacă vezi un pus, e la administrație, ceva viu, dar pe contabilitate nu. Apoi îi bășbui cineva într-o zi, da, s-a ascuns, dacă m-a auzit că este ar fi toată fie contabilă, dar ar fi ajutor contabil, dar să știi ăla și ar fi contabil șef și să mai aia de facă și ar trebui să vieze, știi? Dacă m-a auzit că nu, nu avem de așa ceva, ar trebui să fugim. Poate vine o fată tânără care nu se va pregăti. Băi, băi, trebuie să zic că mă spune, trebuie din experiență, dar vedea de zile. O fată tânără nu face față la urechi. Dacă aveam doi contabili și fata tânără vinea pe să pune și o masată la rantă, da. Eu vă spui, am pe fata asta care se umbuie la doi, știi? E o fată bună. Dar ea fără bani nu se scurt. Vine bani la duminică în caz aici. Și ea numai să-l ia. Deci, adică e... Așa mi-e spui, nu mi-ești depășit, nu știu, o faci față, cum e vorba face? Dacă fac nu știu, repet, am dat, e ales mai apare un contract de trebuie de administrații, să puteți să facă așa. Să la liniște, că au să la de mari, găsa bună. Dar să la liniște. Nu e vina voastră. Nu e. Să desemnăm doi Nu, pune pe Andrei, treci pe fața toți. Nu, 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 propun tu ca... Nu, nu, Andrei, că de la ureche ești propun. Deci, dar nu vreau să fie cu mine. Nu, băiam până la vreme. Consilier principal, șef de partid. Nu, 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 îi pune pe domnul Drăgan, că cu mașina cu ei și tot are... Da, nu, dar Drăgan nu face doi. Și al doilea e Andrei. Da. Al doilea ar putea fi Blaga Lavinia, că tot e cadrul didactic și face... Da, da, s-ar putea să nu facă parte când... Nu contează administrației. Da, 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 da. Și eu zic, ești mai bun treaba asta, zic, treaba. O pic cu vieruoză, cu treaba asta, eu mă duc la putut de vinica pe mine. Nici nu mă interesează. De obicei, dar și poate să dai copii la școală. Da, păi bani, doi trebuie, unul. Da, păi poate fi, va să nici o pâine rămâsă, păi bani de vin, bani de vinul ăsta. Poate să le are și eu. Dar chiar îi simt treaba. Mai bate un pâine. E singură care... Da, dar ești să-l bani, bani cu ele aia. Spune, zic, da. Nu mai poți dai o pâine, nu mai poți dai o treabă, nu mai poți dai o treabă. Da, și... Hai, vă să-mi ia de ce vă dați din papagal.